Dacă mai pun un trânian la conducere, îi facă gospodari. Cine? Galaiba, nu este un ian. Nu, e moldovan, dar casa acolo. Dar jitele nu din Estonia trage. Я к тому же антреб. Алайба. Да вот кишпи. Да понухил. Давай, гентроножки молдовенин после уйму не тулетки. Да. Позво, я тебе он, оп, депутат, после... Я за министру эса нового экономии. Да, и ай, зыск, мне впус он эстониан ла министер. А я штептер ла дынсу. На. Так, оамени имплуаи. Da, voi îi exprimă-te, spune punctul de vedere civilizat fără... Când ai spus că nu-ți place de alaiba, spune în public. Dar eu am spus că aici e public. Păi, dar e public. O să fac economie, nici nu ză. Că n-o zicea pe bubuie economie și ai șeful de drânsă. Hai să îmbli cu căldarea. Ia uitați-vă, în secolul 21 îți plouă în cap, apa se adună. Aștia zboară în cosmos, dar noi nu știm să facem o scurgere pluvială. Oamenii merg în apă până în gol. Iată, vii să cumperi, te aprochi. Cum să-i? Acum să-ți filmez. Ca pot zici că nu te luăm în seamă. Iată, oamenii din trec. Trec. Piață modernă. Piață modernă, da. Piață modernă. Care vine la puterii, te-ți fură drumul. Te-ți fură. Nici unul nu-i bagi capsa. Că stau în apă. Da. Iată, de 6-7 ani când ne-au pus amendă aici că vindem struguri și au promis autoritățile că fac piață. Și s-a întâmplat în 5 ani, 6 ani. Dar vă pot nici o schimbare. Cum stăteți în apă și stăți? Acolo tot e apă, ori ți-ai pus ceva pe uscat. Dacă e tot apă. Așa e beton. Dar tot apă. E tot apă, iată, în caloș. În caloș. Asta-i. Așa. Iată-i. În caloș, că altfel, oamenii noștri... Asta așa. Și să mai vorbești? Nici n-are sens. Și cu cine să vorbești? Și despre ce să vorbești dacă ăștia au... Oamenii zboară în cosmos, au făcut corăbii cosmice și noi nu ne duci cap să facem o stație pluvială pentru apă. Dar la noi, Șoldănești, a rămas în urmă cu 50 de ani. Numai? Încă atunci de acum ajuns. Ani de zile de când am fost aici și vindeam struguri și mi-au pus amendă. Bună ziua. Și aștia nu au mai făcut o piață măcar. Nici nu ar să fac. Dar în schimb să fac Kaufland-uri noi, să fac... Kaufland-uri, liniele. Și țăranul nostru cum a stat în ploaie. Aducem tot. Și s-o cheltuie? Dar dumneavoastră cum ați stat în caloș toată viața? Foarte bine. Ca lângă sobă. Ca lângă sobă. Așa oameni. Zăi, dacă ai întrebat de-am. Bună ziua. E că așa e pătrăjelul, modul nisc. Nu. Noaptea nu. Ia că cum stau. Ia, doamna, săraca, de frică le pune repede înapoi. Te tingi de umbra matale. O băga frica oamenii noștri când văd ceva, începe a fugi, a strânge. Așa e conducerea. Dar cum să vinzi acolo, că aici oamenii merg până apă, până la gât? Văd că vă bucurați de apă, că eu merg prin apă și eu strec mai aproape. Și ce le-ai ascuns? Și te temi? Dar păi, eu vreau să le arăt realitatea celor care stau în cresle moi și povestesc cât de gine noi trăim. Așa stai înghețată în apă, în zăpadă, și ca să poți să vinzi măcar ceva să te hrănești. La comunale, de cât de altă nu ți-a ajunge. Nici comunale, trebuie câte ori ieși să înghețe, să nu-i faci o capetă. Cine crezi că ar trebui să facă piața asta, să arete piață? Ori nu mai aveți așteptări la niciun. Nu interesează. Asta așa. Apă. Care ulei vin din mijlocul pieței?
Ăștia vorbesc de uie, dar noi cum am stat 300 de ani în urmă pe mijlocul drumului și vindem, așa vindem și în continuare uleiul, că altceva n-avem. Cât e litru de ulei măcar să știu? 40, să știm măcar. Și cum îi stai în mijlocul drumului în secolul 21? În botoletă? Trebuie să mergem. Da? Nu cum mergem. De ce nu se creează condiții pentru oamenii noștri? Ce-ai luat? Nu se voie. Oamenii merg masa în mijlocul apei, în mijlocul băltoașei și se vinde. Dacă asta e imaginea Republicii Moldova în secolul 21. Aceștia fac Kauflanduri și ne fericesc, ne aduc producții străine și noi cu producția noastră de văcuță, de oieță, stăm în mijlocul băltoașei și așteptăm clienți. Știu că nu e vorba de ploaie, e vorba de noi. Cât e varza de murată, treaba lumea? 20? 20 de lei. 20 de lei, fără bani am părlit-o. E așa, ce să vă mai spun? Colegul nostru de la Șoltănești Carne am talent. Și domnul Gheorghe, cam trist în piața noastră. E trist, domnul Vasile. Toată lumea vede că e trist. A rămas tăi dezamăgit. Nici nu vor să vorbească. Ne-a promis actuala guvernare și marea și sare. Și în rezultat, uitați-vă în ce calul noi. Iată, stăm în mijlocul. Ne-a promis reforme justiție, reforme în învățământ, reforme în Ministerul de Interne. Nimic. E eliberarea lui Dodon, ce ne spune? E eliberarea lui Dodon. Ne bucurăm sau ne tristăm? La noi așa, toți bandiții, știți, care trebuie să șadă la pușcărie. Noi le dăm drumul și ducem. Asta e un țărc, plouă. Dar pe ce numai Dodon trebuie să șadă? Dar aici la care trebuie să vii... Candu, Plahotniuc, deci Forciuc. Toți. Dar noi când blăm din ploaie... Dar oamenii că așa de iau. Asta e. Stau la... Știa că moldovenii nu știu când se bucură de Kaufland, că le-au deschis magazine lușite. Ei nu înțeleg că noi, țărani, că așa am stat și stăm în continuare ei și în magazine nu avem acces. Bine. Ei iau pensii de 20 ceva de mii, dacă chiar domnul sau oazul mă întoi. 26 de mii de lei are pensii. Și salariul pe 40 de mii? Da, dar eu aș vrea să-l întreb. Prin și merite, ce-o lucrat el în timpul lui de are așa pensii de 26 de mii? El e un simplu inginer. Bicicleta nu a fost inventată de dânsul. Voroninus care are 14.000 de lei pensie. Oazul Antonie care nu a fost președinte de țări are două ori mai mult. Dar el și-a mui deputat și arată dule la vrăghii. Dacă asta e răspunsul. Pentru domnul Oazul Antonie. Eu am 60 de ani. 40 de ani am staj de când lucrez. 40 de ani. Și-ar vrea să rog dacă el tot are bani. Lasă-i de locul lui de deputat mie. Până pe 2 ani jumătate să-i fac și o bucățică de pensie. Că am zis la pensie cu 1.000 de lei. 40 de ani de muncă. De el are 26 de mii. Și 40 de mii de salariu. Bravo lui! Dar moldovenii înțeleg lucrul ăsta. Vreau să-i spun că nu știe el cu grijă, că eu tot am să fac față lucruri. Eu mă ghinez lucrez ca dânsul. Eu n-am scot legi prostești. Eu am să lucrez normal pentru oameni. Numai dacă ar vrea. Spuneți-ne ceva dacă ne fotografiați. Da, cum de rău nu, dar vă place să mergi pe apă până la urechi. Clar că nu. Spuneți-vă. Și Matale crești singur. Și crești singur, nu vreau în fiare. Am trecut la tâmpire. Și ce nu vă plătești pentru copii nimic? Nu mă plătesc, ca să-l plătesc. La credință nu ne-l primești pe invalid. Dar vă plătesc pentru copii, statul vă dă bani? 905 lei pe amândoi, da? Dacă astea sunt greutățile oamenilor care nu le înțeleg cei care conduc. Și mesaj vrea pentru cei care conduc Republica? Pentru dânsul Iisusei, bine, dar nu mai este atrezămă. Sperim numai. Dacă asta e. În caloș, dacă așa e, asta e... Asta e realitatea noastră în satele noastre. Sărăcie, greutăți și foame. Nu știu, doamne, nici nu știu ce să vă spun. Noi avem miniștri. Știu. Știți
care a fost ultimul lucru, dar nu se uită ce de ce nu avem ce nimic să ne ia. Lumină plătim, gaz plătim, dacă nu plătim militare, jeți cu doi copii, cu unui valit. Lumea scrie că o să scomărit pentru copii 1000 de lei, îți dau. Ori nu e adevărat. Pamperi îți cumpăr, medicamentele le cumpăr, laptele le cumpăr. Așa e. Vezi, doamnul Gheorghe, că asta e realitatea noastră. Oameni, mult ani, doamnă, nu vă, nici nu știu ce să vă spunem. Așa e. Varză. Valerii v-a luat pâine, că e smiftei în caloș, toți. Aici la putere e caloșul. Caloșul, că altfel aici nu rezești. Tăți în caloș. Că e paznic, că e tăți în caloș. Așa, uite, e și băltoac șede. E nici loc băltoași, cum ți-a prochii să vinzi? Ți-ai luat covoraj de la mașină? Da, e ca așa că taxa de vânzare ca o strâns luați băieți, domnul Vasile, uite azi unde se mă. Dar ești în mijlocul locul râului. Nu-i împrejur, nu-i nici de ascuns, ca așa. Dar de ce s-a ascuns? De asta e... Că nu-i de ascuns. E ca țăranul nostru, că vin milioane în țară, vin și unii se duc la noi, n-ajunge nicăși. Unii se duc. E ca țăranul nostru prost, așa care și botele rupte în șrede. În mijlocul băltoace. Da. Oamenii zboară în cosmos, dar noi vindem morcovi în mijlocul drumului. Dar pe două fac, în două noi. La noi spune asfaltul normal. Dar noi nu știm să facem o stație pluvială, să scurgă apa. Dacă au strâns taxa de achitare și au strâns-o, dar dacă au strâns-o, mie că nu-ți face. Unii bani îți duc de care strâng. Aici e ca un lot, când i-am luat, e ca un lot că drăzăm, știu. Pătrânjelul și morcovul în lotcă. Da. Dar pune-l pe mijloc să-l spiele măcar. Atâta ne-a mai rămas. Să-l mai spălăm în joaie de-aia. Sunteți auziți de cei care conduc Republica? Nu știu, niciodată n-am fost auzit din ei. Mă taie mi-a fost când ai luat interviu acolo. Da. M-a mai auzit cineva din șapte uși. Ce, nu au făcut condiții? Da, de acolo v-au mutat înapoi. Da. Ia că acolo... Dacă nu ne place, ne ducem înapoi. Acolo era un fel de piață, de-am întors-o înapoi. Și amor așa ne spun, dacă nu vă place, ce ceva acolo. Așa e. Da. Și gata. Și asta-i tot. Șoldănești. Da, suntem la Șoldănești. Sărmana lumii. Dacă așa e. Să uite lumea spăriet când vede că ei mă ta interviu la unul. Dar știem lumea, am unul. Știem, tot știem. Dar nu mă mai tem că eu când trebuie copiii de hrănit o nepoții, nu mă aduc la dânsul. Dar de ce știem, bari? Iată să vadă așa de la Parlament, guvernul nostru, să vadă cum stă omul în mijlocul băltoașii și vindică să... Unii s-au strâns rugile și s-au dus, dar tu șezi aici, în lotcă. În lotcă, că așa, da, e imaginea secolului 21. Șezi în lotcă și vinzi morcovi. Nu vei, dar unde se duci eu, strânge zilnic cu oameni de luni lui bani. Ce nu fac ceva? Dă-mi sub acoperiș cu asta 230 de locul, îl plătesc, dar să stau în condiții normale. Foarte urât. Mulțumesc, stimate, domnul, mulțumim pentru deschidere. Vezi, domnul Gheorghe. Asta e realitatea, domnul Vasile, asta e realitatea. Și noi n-am putut să promovăm o lege prin care să obligăm retail-ul mare să aibă 50% producție autohtonă. N-am putut. Pot zic că nu-i conformă cu regulile europene, dar eu nu cred. Eu cred că e minciună. Nahutul nostru. Așa, ministri de agricultură, nu mai ieșim noi din impact. Cred că așa arată. O piață modernă la Șoldănești în secolul 21. Și o să veniți acasă, dragi oameni.